Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu care a murit pentru mine, atunci niciun sacrificiu făcut pentru El nu este prea mare. Sunt Rea Brodan și asculți Devoționalul Via. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Scrie Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 8. În fiecare an, pe 15 aprilie în Hawaii și pe 10 mai în calendarul catolic al Sfinților, Părintele Damien este sărbătorit ca și martir al carității. A devenit cunoscut datorită disponibilității de a purta de grijă celor leproși. Părintele Damien s-a mutat într-un sat din insula Molokai, Hawaii, un sat asupra căruia se aplicase carantina și care, în timp, a devenit o colonie de leproși. A trăit în mijlocul lor vreme de 16 ani. Le-a bandajat rănile, a îmbrățișat trupuri pe care nimeni nu le-ar fi atins, a predicat pentru inimi care, altfel, ar fi fost părăsite. A organizat școli, grupuri muzicale, coruri. A construit case pentru ei și 2000 de sicrie, astfel încât, la moartea lor, acești oameni să poată fi îngropați cu demnitate. Încet, satul Kalawao a devenit un loc în care sentimentul vieții l-a suprimat pe cel al morții. Părintele Damien nu a păstrat distanța. Nu și-a luat măsuri de siguranță. Mânca la aceeași masă cu ei, întindea mâna în aceeași farfurie, le-a stat aproape. Apoi a venit ziua când a trebuit să-și înceapă predica cu propoziția "Noi, leproșii". Acum nu i-a ajutat doar, devenise unul dintre ei. Nu era doar pe aceeași insulă cu ei, în același sat cu ei, era în pielea lor. Le știa și experimenta greutățile bolii. Într-o zi, Dumnezeu a venit pe pământ și și-a început mesajul astfel: "Noi, leproșii?" Acum făcea mai mult decât să ne ajute din ceruri. Acum devenise unul dintre noi. A intrat în pielea noastră. Ne-a experimentat greutățile și ne-a arătat cum să trăim în mijlocul și în ciuda lor. Mulți nu l-au recunoscut pe Dumnezeu. Aceștia căutau ceva cu mai multă strălucire. Nu pe cineva care să-și ia asupra-și limitările noastre. Mulți au făcut cunoștință cu El, dar puțini l-au recunoscut. Deși analogia este frumoasă, ea nu este completă. Părintele Damien nu putea să-i vindece. Putea doar suferi împreună cu ei și ajuta să trăiască mai bine. Ilustrația are limitele ei. Nu face dreptate completă celei mai frumoase povestiri de iubire din istoria omenirii. Dar ne spune câte ceva despre inima lui Dumnezeu care bate pentru noi, despre sacrificiul făcut ca să ne înțeleagă și să ne ajute. Căci nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, spune autorul epistolei către Evrei, capitolul 4, versetul 15. Creștinii sunt deseori acuzați că sunt morbizi când vorbesc despre bucuria sacrificiului personal. Departe de a fi o sursă de tristețe, sacrificiul este o mare bucurie și o sursă de iluminare. Poate cea mai mare dintre toate. Oare încearcă Duhul Sfânt să-ți vorbească astăzi ceva special? Și încă un lucru. Știți cum continuă textul din Filipeni, capitolul 2, versetul 9? De aceea,
pentru că Iisus a fost gata de sacrificiul de sine. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Tot așa, niciun sacrificiu omenesc nu este în totalitate altruist, pentru că cel ce se sacrifică nu rămâne nerăsplătit. I se va da un nume și un viitor veșnic. Îți mulțumim că asculți devoționalul Via, producția Bisericii Via, Cluj-Napoca, România.